E așa bună de iau și la pachet, vorba aia. Da, mă, și-am plecat. We ready to roll. E și Andrei acolo, sunt și eu. E toată lumea, domne. Am ajuns, n-am întârziat decât jumătate de oră și Andrei tot n-a ajuns. M-am pierdut pe drum, nu știu pe unde. Mergem brigadă, gang gang, cașca cangrenă. Astăzi, pare frumos, soare, nu știu ce, la la la, lululu. Să vezi mâine, să vezi mâine că am dat 1.000.000. Unii la muncă, Micșunescu, alții la distracție, vorba aia. Ce să facem, mă, frate, cum e și viața asta, pe lumea asta? Da, mă, băieți, plecarăm, avem 3 filmuri cu noi. Varianta de demo, adică ultima variantă cu toate facelift-urile și toate îmbunătățirile. Și ale noastre, astea care au fost pentru dezvoltare. Și mergem la zăpadă, frate, că așa e vorbită treaba, că ninge în weekend. Noi aveam ieșirea plănuită de mult, dar dacă s-a nimerit să fie acum și cu zăpadă, să dea Domnul. Eu vreau să vină iadul alb și să vedem cât de bine suntem pregătiți. Hai să îi dăm, îi dăm ușor așa pe drum. Da, vremea se prezintă așa cum am stabilit, 8 grade, norat. Ne lasă astăzi să ne instalăm, așa este discuția făcută. Ca astăzi să putem să ne instalăm, să punem tot ce avem de pus și de mâine să vină iadul alb. E sus acolo pe munte, sper că îl vedeți. Acolo așa. Eu l-aștept. Această ieșire nu era programată ca fiind una la zăpadă. Era ieșirea lunară, pentru că noi am convenit că dacă nu ieșim o dată pe lună, nu rentează să ținem toate acaretele astea. Să plătim impozite și ceauri și așa mai departe, dacă nu le folosim. Și cum ieșirea este stabilită o dată pe lună, asta a fost în luna asta. Acum dacă ne prinde zăpada, cu atât mai bine, ca să zic așa. Bucurie, veselie, dacă nu ne prinde, stăm și pe noroi. Facem și bulgări din noroi. Mergem pe cheia, intrăm la un moment dat de pe cheia spre Vama Buzăului și ne oprim undeva pe partea dreaptă. E un loc nou de campare, îl descoperim și noi acum și dacă aveți întrebări legate de el, am location, am tot ce trebuie, vă dau, nu-i problemă, cu condiția ca să nu lăsați mizerie acolo, să nu lăsați mai murdar decât ați găsit. Așa se prezintă drumul ăsta de acces, de aici din cheia, foarte frumos, elegant, se poate circula cu orice 4x4 în condiții normale, în condițiile de iarnă. Se schimbă drastic și aderența și tot. Am plecat. Am mers și pe zăpadă pe aici, a fost și greu. Vara am mers și cu roți pe 35, adică cu balon pe 35, pe 19 de pasat. Deci e o zonă frumoasă. Valea Stânii aici, frumos. Asta e brigada. Duba în față, duba mai mică în spate, 3 fimuri și un 80. Bă, chiar e mai bine, mă, cu bine asta, aș merge așa pe stradă. Da, presiunea scăzută, dar e mare diferență. Da, asta e brigada. Și să mai vină și Neacșu cu L200 și poate și Ivonescu. Da, vedem, să sperăm că vine iadul alb. Un pic așa, nu? Dă-i pe confort, dă-i. Eu am dat muzica tare. Am dat muzica tare. Nu mai au nimic. Nu zdrângă nimic, ești nebun, e S-clas. Filip, eu am dat-o pe confort, frate, am dat muzica tare. Nimic n-aude, e S-clas, ești nebun. Nimic, nu zdrângă nimic, e totul țiplă. Cu copilul, i-am să ia șustanie, nu? Că poate dacă avem zăpadă... Da, cine știe, ia uite-o. Ce faceți, mă, acolo, mă? Ia uite-o. Ita! Titi, Mimi. Pita. Da, se pare că avem urme de zăpadă. Urme de urs. De urs? Frumos. Nu se mai alimenta. Cu râuleț. E frumos aici. Nu se mai alimenta, Filip, eu. Uite.
Da, a fost zăpadă, s-a topit și o așteptăm pe următoarea. Mâine. Mâine e treabă. M-am luat un și... PBR ca să l-am la ieșirea cu jeepurile. Ce noroi. Au băgat băieții. Da. Sper să fie iarba acolo la locul de campare. Ca să nu ne noroim foarte tare. Și dăm înainte frumos. Celebrul tobogan de la tabla Buții e în dreapta noastră. Nu, nu o să-l vizităm. Mergem mai departe. Frumos peisajul ca întotdeauna. Aici n-a dezamăgit niciodată. Avem multe filmări de aici. Și cu Amarocul. Da. Acum nu văd dacă și în spatele la opriți. Da. Suntem, suntem. Noroiuț. S-a topit zăpada. Vedem ce vine mâine. Înnorat este. 4 grade afară. S-a mai răcorit. Erau 7 la intrare. Na, vedem. Îi dăm înainte. Urcate mai. Nu trag și pe mine. Le-am luat pe eu. Mașina de oraș. Mi-am luat să te trag pe tine, a? Da, mă, trebuie să coborâm. Dacă ți se pare periculos, putem să încercăm să coborâm pe acolo, pe unde ziceam eu, și să o luăm prin vale, pe jos, să vedem dacă putem să ajungem. Da, mă, nu e. La ce noroi e pe aici? Bine, mă, frate. Se vede, nu crede că trebuie să ajungem încolo, jos. Nu crede, efectiv. Hai că mai avem un pic. Uite, mă, cu băieți. Se pică filmul. Sunt ok. E tot. E și mistor. Bravo, mă, băieți. De mână. Cred. Cred, nu știu. Bag în șanță aici. Poate rămân aici. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Dar dacă am întors ei, trebuie să pot și eu. Hai să vedem că am întors. Am atins cu roata. Nu cred, sper. Ha? Pare că am strâmbat-o și pe asta. Așa pare. Acum... Da. Hai, ia maxim. Maxim, maxim.
Te mă, Maxim! Ești Maxim acum virat? Hai, mai vino, mai vino! Mai vino, mai vino, mai vino! Atât, du-te în spate acum, invers. Mai merge, mai merge, mai merge, mai merge, mai merge. Mai merge, mai merge, mai merge. Atât. Și ia Maxim, acum și cred că ai întors. Maxim, ia Maxim. Pe loc. Maxim. Hai. 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 Haide. Păi da bine, mă. Din mașină singur e complicat. Nu vezi. Dar ai bun toare gunoi. Care cameră pe față, nu? Hai să-i dăm la vale. Let's go, go. E incredibil, mă. Ating cu roata aia de-abia pusă, mă, frate, mă. Și-a zis Dan, scoate-o, mă, frate. Nu, mă, că nu merg așa apăsat. Merg lejer. Aha. Dacă am trece prin râu, parcă locul ăla de campare e mai mare. Așa mi se pare mie. Dacă am trece prin râu... Uite aici e rău. Da. E și un pic de zăpadă. Fleșcăită. Am scos roata. Cum am scos-o? După tot drumul ăsta nu puteam să o scot la început, nu? Da! Eu pot să mă dau mai în față dacă e nevoie. Dacă e nevoie, am zis, nu mă dau așa, degeaba. Laser. Laser, frate. Avem și râu, avem și tot. E bine așa. Stai aici, la râu, nebunule, ai view. Frumos, trece peștele, îți face cu aripioara. Uite, frumos. Frumi, frumi. Până unde? La toaletă? Treci râu, frate, și ok. Hai, Andrei! Ia-ți niște ore de condus. Cu remorcă. Ore de condus cu remorcă. Da? Cum să nu? Poate și vântul, e bine. Hai, mă, că stai drept acolo, e perfect. Am făcut, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Bineînțeles, cum stă în caracter de fiecare dată când merg singur. Închide ușa, că intră cure printr-o muștele. Da. Poftim? A, normal, da. La mine, în portbagaj, la... Eu am pus-o de vânt, așa să țină. Ta na na na. Ce faci, mă, tu aici cu mileul ăsta? Mileu? Mileu. Da. S-au aranjat băieții aici frumos. Cortul care salvează vieți. L-am montat. Și aici e loc mișto de campat. Și ăsta aici, un gătul frumos, să-ți facă baca. Se trecea pe aici drumul. Și mai sunt poieniții și mai departe. Frumos. Sunetul căldurii. L-au auzit? Da. Frumos, frumos sunet, domne. LED bar-ul de 4000 de la Rigid, adaptiv. S-a descurcat, mă, frate. Tracu-i trac. Hai, iadule alb, hai. Noi te așteptăm aici, ne pregătim. E focul lângă gazul, hai să o luăm. Da, mă, n-are treabă, stai liniștit. Facem focul sub ea dacă vrei. Lângă ce? Butelia lui de gaz. N-are nicio treabă. Sub ea, facem focul sub ea. Nu glumesc. Da, mă, mai țin de vorbă și n-am filmat aici, în podmolirea. Hai, mai dăm o dată că s-a stins. Ce faci, mă? Trebuie o daia, o brichetă de aia. Stelian. Stelian. Îi cheamă Stelian, mă, pe câine, ce să mai zic? Mai zic eu ceva, nu mai zic nimic, ăsta face focul. Duba a rămas acolo în noroi, ăsta bea bere. Viață bună, mă. Stelian. Ia de aici. Ești sigur? Nu ți-o mai dau.
Ai cuplat-o la reductorul central. Da, era un pic de mocirlă și e grea și îți dai seama că... E foarte bine! Mai dai! Sunt aici nebun, ce? 100%. Nu cred. 100%. Ia, uite-te. Cu tot cu rulotă ies. Cu tot. Cu tot. Aici? Da, da. Hai, liniștit. E roata mare, mă, ce? Treci. Ele sunt pe capotă la Iveco. Ia uite, mă, șaormă. Șaomla, cum e, mă? Uite, de asta mi-aș lua de la grătar, de la... E bună, mă. Deci, putem să punem chifă în jar, dar acum nu știu cum e. Hai, cine vrea chifă mai rece? Cine vrea chifă? Da, m-am băgat aici la... La culcuș. Am dat drumul la Webasto să-mi încălzească picioarele. Da, trebuie să-mi pun umidificatorul, îmi pun aici telefonul. Am downloadat ceva de pe Squid. Și dăm frumos, ăsta e pus pe 24 de grade. Ce zice Elia să vede? 21. E bine așa, afară sunt 3 grade în exterior. Cu bateria stăm bine. E bine așa. Frumos. Hai, vă mai dau un cadru la sfârșit și după aia noapte bună tuturor. Gata, mă, frate. Webasto 24 de grade. Umidificatorul băgat, îmi pare rău că am vărsat niște apă pe aici din el. Sper să mă țină până dimineață. Și băieții, mai sunt la foc? Vor mai fi la foc? Foarte puțin. Foarte puțin foc, văd acolo. Asta e. Vedem mâine. Chiar nu mă așteptam să vină iatul alb peste noapte. O surpriză plăcută, domnilor și domnilor. Ieduț. Ieduț, dar încă ninge. Așa că speranțele sunt mari. Pentru a fi the greatest of all time. Da. Frumos. Hai, frate, dă-i. Minus 25 de grade, polul nord. Polul... Dă-i, frate! Dă-i, frate! Sfert! Oh, fuck!
Eu am vrut să cobor cu spatele, dar era bine și pădos așa. Pădos? Cea? Se vede tinerețea, băi. Se vede. Tinerețe. Cum, dar tot trebuie desfăcută la pantaloni ești? Așa, el pe are două perechi de izmene. Câte? Cum? Una? Bă, nebunule! Mă, nebunule, cu o pereche tu? Ce ai sipi, că e vară? E vară la sepe muia. E vară, mă. E vară, mă, gândește-te că e vară. Facem o baie în râu, sepică? Cum? Nea Veto făcea 100%. 100%? Facem o baie în râu? Dă-i. Dă-i. Stai bine, Steliane? E șeful tuturor. Mă bucur. E și cu jubiletul scurt. Se simte bine, îți dai seama. Ce-au produit băieții, mă? Stăm o lună. Știi că n-avem lemne? Avem lemne. Ați comandat un copac, da? Da, 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 e bun. E bun, e bun. Bombă. Nu, e în cadru și sebe. Hai, asta nu e cu slow motion, n-avem. Concentrează-te, concentrează-te. Două bucăți, hai. Hai. Sam, te trec o pas și îmi zici unde să mă... Da! Am zis că e marfa bună. Tare! M-a aruncat din... L-a aruncat, da. Dă-i, mai dă-i odată. Dă-i tare, tare, și cu odată, și eu ți le pun. Ștefanul rău pus, păi, și rău băgat, nu sunt nimic. Fără cort, merge acasă. Fără cortul ăsta, sfragerie. Altfel, poate să ningă, poate să plouă. Vorba.
7 seara. 7, frate. Bine, consum două zi. Mai contează. Ia uite, mă. Da, nebunule. E laser, frate. Iadul alb. Vine iadul alb. Nu mai ieșim de aici din valea asta, mă, frate, eu vă zic. Nu mai ieșim din valea asta. Nu știu, dar a crescut ieduțul. Se bică deși mie par. Cortul a fost. Cortul a fost. A fost, îmi pare rău că nu l-am prins. Nu știu unde s-a dus. S-a dus undeva, e clar. S-a dus unde are treabă. De aici, oricum, a stat până la dimineață, ce să zic. A stat. Să nu să-l iau după vale. După unde o fi, nu mai am nici baterie la telefon. Este, mă, ieduțul alb. Bravo, tati. Am schimbat vederea, m-am mutat în mașină. Cortul nu mai e, e în râu. Am zis că pornesc mașina să mă duc cu mașina după el. Uite, îl vezi, da? Acolo e cortul nostru. Da, dar stăm un pic la dezaburit, dezghețat. Afară este ieduțul crescut. E ied la prima zi de școală. Își face treaba foarte bine, băieții deja sunt îngrijorați. Mamă, poate nu mai putem să ieșim de aici. E, asta e, ne mutăm aici și ne facem veacul pe Valea Stânii. Vorba aia. E fric de face și gazul, figuri. Vorba aia. Hai să încercăm să vedem dacă ieșim de aici. Da, ieșim. Sigur ieșim. Vedem unde rămânem, vorba aia. Aici era niște noroi ieri. Explorăm, să vedem unde rămânem. Eu prin râu, așa am zis eu. Așa am văzut-o eu, cu trecere prin râu. Că băieții sunt speriați de inclinarea asta de aici, au zis că na, să nu și-o încerce prea tare. Eu zic că merge fără probleme. Așa zic eu. Hai să vedem, să dăm înapoi și să încercăm varianta prin râu. Am vrut iad? Avem iad. Nu? Nu mai merge nici camera din spate. Ce chestie, bă, nu mai merg lucrurile astea de la frig. Minus 5 grade. Cu vânt, real feel probabil o fi minus 10, așa, să zicem. The real one. The feeling. Așa. Și pe unde coborâm pe la râu? Că nu mai știu, pe unde era drumul. Pe aici, poate, parcă pe aici e râu. A? Pe aici e râu, nu? Hai să vedem. De ce mă agăț? Dacă pic aici, uite, e un copac în partea aia. Hai să vedem. Ai că la vale merg toate, vorba aia, la deal e mai greu. Aici mă, e o coborâre, aici e râu. Îmi bate ceva pe stânga aici. E ok. Deci noi trebuie să ajungem acolo, cumva, ca să mergem la cort.
Asta e râul cu apă. Doamnelor și domnilor, aici e apă. Na, salut băieți. Da, mă, este totul super aderent și super ok, adică nu e nimic în care să... Zic eu acum, poate acum mă scufund în apa asta, până la râu, vorba aia, și rămân pe aici. Dar nu, pare ok totul. Pe aici nu prea văd, știu că era o ieșire pe aici, era o nebunie. Dar nu prea văd care-i treaba, mă întorc, dau cu spatele, facem treaba, treaba. Nu văd nimic. Merg așa. Pe unde o fi pe aici? Aha. Aha. Măcar aici bate zi. Bate vântul din spate. Suntem protejați. Da, mă, doar că nu are cum să fie apa mare. Uite, crengile astea sunt aici, nasoale. Da. Pentru tine, gen. Știi ce zic? Le tăi apa așa. Venim cu mașina și cu tine și cu așa le executăm. Aici. Și aici sunt două variante. Varianta pe sus sau varianta tot prin râu. Pe care o vrei? Cred că tot pe râu, mai degrabă. Aici n-am treabă, eu prin stânga. Deci eu ziceam pe acolo, prin stânga, pe sus, știi? Dar ne întoarcem pe acolo, dacă vreau, ca să prestăm și pe aia. Oh, dar aici e țiplă, ești nebun. Nu, e șar de gol, ești nebun. Da. E șar de gol, nu e problemă. Eu așa o văd. Da. E aderență, sunt pietre. Da. Nu e nimic, știi? Și merge. Și aici, prin stânga. Da, eu zic, da, o luăm și pe sus, pe acolo, știi? Și pe aici e trecere, pe aici era drumul. Cum ar veni? Drumul ăla de care zic eu. Acolo. Aici, drept, așa, da. Drumul ăla de care zic eu că merge, știi, pe jos. Da. Pe la Friday. Da, și am dat acolo. Parcare. Parfum. Mm-hmm. Parcare, cum ar veni. Da. Cred că alea de tăia și cum le tăiem șmecher? Ce alea de tăia? Cred. Haide, mă, să vii la maxim, nu? Arab! Înțelegi? Hap. De tăiat, uite de acolo de jos ar trebui, vei? Da. Aola, dar luați aici desunflatul, să nu ți-l iau. Nu am desunflat nimic. Da. Se simte. Nu am desunflat, am fost vreme. Hai, dă-i la ce? Cort. Pentru ce? Eu zic, uite pe aici, pe unde e cortul lui Andrei, se coboară mai lejer. Unde e WC-ul lui Andrei, aici nu fac griji, că... Sunt pe aici, unde am coborât eu. Da, nu, e nimic rău. Cu ce e în față, frate? Uite ce se vede acolo la Sibic, ești nebun. Incredibil. Am strâns aproape tot. Aproape tot. Am pus remorcile tot. Doamne, am luat cortul de acolo. Ce crivăț, ce iad. Iadul s-a maturizat. Ești nebunii la liceu, clasa 12 de Bacu. Nu mai merge oglinda, camera, încărcătorul, stația. Asta de la rulotă, priza. Și dacă vin minus 20 de grade, cred că nu mai merge absolut nimic. Ești nebun. Ce s-a întâmplat? Nu mai suntem obișnuiți? De tine zic, cu tine vorbesc. Nu mai suntem obișnuiți cu frigul, cu iarna? Ne-a luat prin surprindere? Dacă ieșim toți de aici, e perfect. Eu zic că ieșim, dar hai să vedem acum. Acțiunea de curățare a drumului. Că știți că noi ne ocupăm cu zona asta, am fost și cu Amarocul atunci când era nevoie. Acum tăiem două crengi acolo de pe Charles de Gaulle. Că-s dubele astea mari. Unde-s dubele astea mari?
Așa. Și na, sau se zgârie, sau nu se vorba aia. Andrei! Ai văzut iad alb, bă? Da, da. Se putea și mai rău, băi. Se putea și mai rău. Am dat 100 de lei. Trebuia să dai și tu 50, mă. Nu merge cu 50. Nu merge cu 50. A dat bacul iadul. L-a dat. L-a luat. E bine. Dă-i, dă-i. Pune-i doar spatele. E atât de mare de nu-mi intră, nu ai dus aici, nebun. Eu zic că trebuia să o iei pe acolo, pe la Andrei. Sebică? Spune-i să mai aștepte. Mai așteaptă pe la Andrei pe acolo, vreau să vedeți să vara Aoleu! Aoleu! Viața cu remorcă nu e ca și cum ar fi fără remorcă, viața. N-are mult treabă. S-a băgat în zăpadă mare și are remorcă el. N-are, n-ai, nu compari. Cu remorcă e mult mai greu. Aia, stec! Atâta acțiune, nu pot să filmez peste tot. Așa, cu stânga ai șanse. Cu stânga în față. Stânga dreapta de volan. Nistore! Nistore! Stânga dreapta de volan în față. Ia o lopată, mă, și dă-i de la roți un pic. Sebică, să-i mulțumești lui Astec pentru cadrul ăsta.
pare că merge aici, nu? Dacă îl prindeam pe iad la facultate, nu știu dacă mă ieșeam de aici. Sincer să fiu, noroc cu viscolul, că dacă ningea liniștit și mai multă zăpadă, era mai complicat. Frumoasă poienița, mulțumim. Mulțumim și domnilor care dețin terenul și ne-au lăsat să stăm aici pe el. Foarte ok oamenii. Am spus că îi deranjează foarte tare atunci când stau oamenii și lasă gunoi, ceea ce vă sfătuim și pe voi să nu faceți, să vă strângeți toate resturile și în plus, că sigur mai găsiți acolo ceva gunoi,
să le luați și pe alea și uite așa e totul bine și frumos. Hai să vedem spre Vama Buzăului. Mai avem puțin. Puțin. Eu m-am chinuit să întorc aici când am intrat și oamenii ăștia ziceau, cum, domnule, că mai în față puteai să întorci lejer, domnule, era ditai, loc, ditai, din nou, ditai, ditai. Nici o urmă, nici o mașină, nimic. Noi suntem primii pe drumul ăsta. Frumos. Superb. Ce poți să-ți dorești mai mult? Da, mă, știu. Pentru filmare. Ce faci, mă? Da. Te cred, dar dă-i prin șanț, că nu se întâmplă nimic. Băi, dă-i mă prin șanț așa, că nu se întâmplă nimic. Păi nu mai înaintez. Nu mai mergi în față? Ia cu stânga un pic. În spate? Nu, 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 nu. Troliu de aici, cred. Hai că ai ieșit, gata, ce să mai... Nu calci, nu. Bravo, Sebică! Am ieșit la lumină, doamnelor și domnilor. Da. Am mai căzut într-un șanț, am mai pus un troliu, am mai... Ce să facem? Pentru filmare. Să fie frumos. Să se vadă bine de pe canapea. Să te bage în atmosferă. Să zici, băi, e tare, dar eu n-aș vrea să fiu acolo. Parcă mi-e încheață mâinile. Uite, ea se lovește, se taie, se miște. Ce, aoleu, șanțul. Da, și tot așa. Frumos, oricum.